Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitata noastră de astăzi este ministrul Sănătății, doamna Viorica Dumbrăveanu. Doamna ministru, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi în emisiune. Doamna Dumbrăveanu, noi ultima dată ne-am văzut aici cu dumneavoastră prin martie și ne spuneați că Organizația Mondială a Sănătății prognozează pentru Moldova cam în jur de 28.000 de cazuri. Atunci nimeni n-a înțeles cine greșește, dumneavoastră, eu sau organizația, dar se pare că noi ajungem în curând la această cifră. OMS-ul și-a revizuit prognozele sau au rămas tot aceleași? Sau și mai grav urmează să fie în țara noastră? Pentru că ați menționat, de fapt, de luna martie, vreau să vă zic, chiar în luna aprilie, aceste prognoze au fost revizuite de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică, de comun cu OMS-ul, și prognoza era mult mai drastică, adică era vorba despre un număr total de 31.777 de cazuri, care urmau a fi înregistrate în luna mai în Republica Moldova. Pot să menționez totuși că este un factor pozitiv că nu am ajuns la această cifră critică. Clar că avem peste 16.000 de persoane care sunt infectate, dar avem cazurile active. Trebuie să le luăm în calcul. Deci 16.000 este cifra totală de cazuri înregistrate. Noi luăm ca bază cazurile care sunt active, este vorba despre cele persoane care la moment sunt infectate, pentru că avem persoane însănătoșite, cu regret sunt și persoane decedate, dar nu am ajuns la acel scenariu critic care a fost determinat. Noi avem o creștere a cifrelor, dar nu este acea creștere critică care era prognozată. Sigur că aceste scenarii se adaptează periodic, chiar și acum vreau să menționez că colegii de la NSP, de comun cu experții de la OMS, lucrează la adaptarea planului de răspuns, plan de răspuns anume la infecția COVID-19 și la determinarea scenariilor în continuare privind situația epidemiologică. De ce înseamnă 31.777? Bine, sunt medici epidemiologi care au niște criterii clar determinate în dependență de evoluția mai multor indicatori care se realiza, deci la o lună din momentul declanșării situației epidemiologice în Republica Moldova, și în baza la acești indicatori ei stabilesc care sunt cifre. Apropo, vreau să vă reamintesc că atunci când ANSP-ul a determinat această cifră critică, a făcut referire și la o prognoză în contextul și a cazurilor de deces care vor fi înregistrate. Adică medicii chiar cu adevărat lucrează foarte mult în această privință, dar depinde mult cum va evolua situația epidemiologică. Am menționat și o reiterez încă o dată. În dependență de comportamentul fiecăruia dintre noi și în dependență de responsabilitatea individuală, dar și de responsabilitatea colectivă. Colectivă sau individuală, dar noi, doamna ministru, văd că suntem pe locul 2 în Europa și locul 11 în lume după numărul de cazuri active la 1 milion de locuitori. Cineva trebuie să dăm vina. Uh-huh. De ce avem așa cifre, doamna Dumbrăveanu? În primul rând, eu aș ruga foarte mult ca să nu jonglăm cu cifrele și să nu manipulăm. Deci și cei care aud opiniile expuse și pe rețelele de socializare și adeseori prin participarea la diferite emisiuni, există analiza cifrelor este determinată în dinamică. Cel puțin cum evoluează situația pe parcursul unei săptămâni. Plus, nu se ia cifrele absolute care se înregistrează de infecția COVID-19. Se iau în calcul câțiva indicatori. În primul rând, luăm în calcul și cazurile care se înregistrează, incidența se ia în calcul, se ia în calcul mortalitatea, fatalitatea, adică sunt câțiva indicatori care sunt determinați. Noi am încercat cu colegii ca să analizăm aceste cifre, locul 2, 11, deși vreau să vă zic că nu există un clasament a OMS-ului care, de fapt, este responsabil de generalizarea cifrelor pe plan mondial și determinarea, într-adevăr, cum se clasează statele. Deci, la moment, nu există acest clasament de plasare a statelor, dar ce am observat noi colegii când am analizat declarațiile care se fac de către unii, foarte mult depinde ce perioadă se ia. Unii iau 3 zile, alții iau o săptămână sau 3 zile dintr-o săptămână când îi apogeu, fac comparații cu alte state, așa nu se analizează cifrele. Plus, am văzut că există discrepanțe foarte mari când raportăm aceste cifre la număr de populație. Noi, pe site-ul OMS-ului și, de fapt, și ANSP-ul, lucrează cu indicatorii reieșind din cifra care este oferită de către Biroul Național de Statistică și anume cifra vis-a-vis de numărul populației în Republica Moldova de 3,5 milioane.
În cazul în care se fac unele analize de către anumite persoane, nu vreau acum să trec la persoane concrete, am văzut că se face deci analiza acestor cifre prin prisma unei cifre de 2 milioane populației și clar că în cazurile respective noi putem să ajungem și pe locul întâi în lume. Dar există o statistică oficială, noi suntem responsabili de prezentarea acestor date oficiale și analizele de fapt se fac de către structurile care sunt abilitate. Nici eu în cazul respectiv și nici oricare altă persoană nu poate să facă pur și simplu o analiză. Am menționat, sunt mai mulți indicatori care trebuie analizați, în dependență de numărul de populație și, haideți să fim onești, în dependență de perioadele concrete care sunt determinate. Și dacă e să mă refer la cifre, apropo, da, noi înregistrăm în rezultatul adaptării măsurilor economice o creștere a numărului de cazuri care au fost înregistrate, dar dacă comparăm săptămâna 26, adică în cazul dat vorbim de 22-28 iunie, deci comparativ cu săptămâna 25, noi avem deja înregistrat o scădere a numărului de cazuri cu 17%, deci cazuri noi înregistrate, inclusiv cu 15% a deceselor care sunt înregistrate. Acestea sunt cifre care sunt oficiale, acestea sunt cifre care sunt elaborate de specialiști și nu încercăm cumva... Adică dacă vrei foarte tare, poți să iei săptămâna asta, când avem câte 100 de cazuri, să o iei cu săptămâna din martie, 7-14 martie. Nu poți lua așa. Nu, am în vedere că dacă vrei să obții anumite știri bunișoare, poți să manipulezi cu cifrele astea cum îți place ție. Dacă vrei știri aprinse, într-adevăr poți lua și 3 zile. Pentru că știți că de regulă noi luni avem scăderea întotdeauna a adresabilității. Și în condițiile respective, întotdeauna cifra este mai mică. Asta, de fapt, se atestă pe o perioadă destul de îndelungată de timp. Și atunci, în foarte multe analize care se efectuează, se exclude o zi sau două, se iau trei care sunt în picul, haideți să spunem, sau antirecordul înregistrat și se fac analize de cifre. Fiecare stat înregistrează perioade mai critice atunci când se înregistrează un număr mai mare, dar este cert că noi discutam pe platforma punctului focal de comun cu OMS-ul. Și aici, în rezultatul adaptării măsurilor care sunt întreprinse de către toate statele, cu adevărat se înregistrează o creștere a numărului de cazuri care sunt înregistrate nu doar în Republica Moldova, deci este o tendință și în țările vecine și în multe alte state, dar este cert că nu mai putem să determinăm o stare de urgență în care persoanele să stea doar acasă. Este nevoie să echilibrăm aspectul de sănătate, aspectul economic, efectele sociale ale pandemiei COVID-19. Haideți altfel atunci. Eu am un prieten pe Facebook și nu doar pe Facebook, și el trăiește prin Estonia și în fiecare zi el publică rezultatele de acolo. Eu de acolo mă informez, adică eu nu citesc ce aici scrie presa din Estonia. Și el scrie, atâtea sute de teste s-au efectuat, 0 cazuri, 1 caz, 2 cazuri și asta e vreo săptămână. De ce Baltici au reușit, dar noi nu reușim? Haideți să luăm comparativ perioadele prin care au trecut Baltici și perioadele prin care am trecut noi. Haideți. Deci noi nu am avut dublare, triplare, numerică a cazurilor noi de infecții, dacă luăm perioada martie, aprilie, pe când foarte multe state au avut un salt, deci numeric foarte impunător, din punct de vedere a cazurilor noi înregistrate. Fiecare țară a avut câteva etape în procesul ăsta, deci epidemiologic, când a avut situații... Și acum vine rândul nostru, adică. Situații critice. Fiecare țară a avut oscilații, deci în evoluția situației epidemiologice. Foarte puține state care au avut această tendință așa de platou, haideți să spunem. Nici noi nu avem niște creșteri foarte bruște, pentru că dacă noi am fi avut aceste creșteri, de exemplu, martie, în aprilie, eu vreau să vă asigur cu maximă responsabilitate că povara cea mai mare și, de fapt, situația critică care ar fi fost era pe umerii sistemului de sănătate. Am înțeles. Haideți să încercăm să o fericim pe soția mea și multe mii și zeci de mii de mame și să vorbim despre redeschiderea grădinițelor. Exact. Noi am aflat de la președintele Dodon că probabil în teritoriu, cu excepția capitale, deci s-ar putea redeschide de pe 15 iulie. La câteva ceasă, după ce zice asta, șeful statului, primarul Ion Ceban spune că grădinițele din Chișinău deja sunt gata 100%, dar așteaptă decizia centrului, adică a dumneavoastră. Așa, Comisie de Sănătate. Doamna ministru, când se redeschid grădinițele? Bine, cu adevărat este un moment sensibil care ține de toți părinții care au copii de vârstă preșcolară, pentru că ne dăm bine seama că în cazul dat este vorba de supravegherea acestor copii, de opțiuni în contextul îngrijirilor în perioada dată.
Deci, deciziile se primesc într-adevăr pe o platformă intersectorială, nu este o decizie unilaterală a unui minister sau altul. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a elaborat o instrucțiune în contextul pregătirii instituțiilor, atât preșcolare cât și școlare, în contextul unei eventuale, deci, redeschiderea acestora, cu responsabilități clare cu privire la prevenirea și controlul infecției. Acum instrucțiunea este în proces de examinare, deci iarăși pe o platformă așa largă de discuții, pentru a așa, haideți să spunem, să scădem la zero, practic, riscurile care pot fi în cazul dat atât pentru copii, dar și pentru personalul grădiniților, pentru că vreau să vă zic, iarăși, revin la un aspect, noi, chiar dacă această perioadă instituțiile educaționale preșcolare nu au funcționat, noi avem înregistrate cazuri de infectare a lucrătorilor din cadrul grădiniților. Deci ANSP are această statistică. În condițiile date se discută aceste instrucțiuni, se pregătesc instituțiile și, în dependență de evoluția situației, se determină deja perioada concretă când vor fi redeschise instituțiile preșcolare. Și, apropo, care vor fi acele instituții preșcolare care vor fi redeschise? Care vor fi etapele de redeschidere? Care vor fi condițiile? Pentru că nu ține doar numai de aspectele de pregătire, dar inclusiv și criteriile de redeschidere acestora, de admiterea copiilor. Adică o dată clară nu există. Deci, după, clar este că starea de urgență la momentul actual este declarată până pe data de 15 iulie. Pe această perioadă nu poate fi examinat de ce se declară starea de urgență. Starea de urgență se declară pentru că, adevărat, avem încă o situație nefavorabilă de evoluție, deci a unor indici epidemiologici. În condițiile respective, până pe 15 iulie, nu poate fi vorba despre redeschidere. Dar procesul de pregătire continuă și sperăm foarte mult cum vom avea această tendință pozitivă și deja se va determina și o dată clară când se vor redeschide. Dar iarăși reiterez, aspectul cheie în cazul dat îl reprezintă sănătatea copiilor. Și, apropo, atrageți atenția la conferința de presă săptămânală pe care o organizăm. Noi avem sute de copii care sunt infectați. Dar cum suportă, apropo, copiii COVID-ul? Bine, sunt diferite forme, apropo, de infecție. Noi nu putem vorbi că copiii trec doar numai formele ușoare. Categoric nu. Și în condițiile date, atunci când copiii sunt acel grup care la fel sunt expuși riscului pentru a fi afectați de pandemie COVID-19, clar că trebuie să fim foarte atenți sub aspectul dat. Dar școlii, clar că nu sunt mai... Logic, se vor deschide în septembrie. Asta nu vă pare că e cam exagerat, cu măști la ore, cu mănuși, cu mănușile alea, oricum, cu mănuși sau fără, oricum pui mâna pe față. Grupi, școlile au câte 30-20 ceva de elevi, se împarți în schimburi, 2-3 schimburi, după care asta înseamnă dublarea sau triplarea salariilor pentru pedagogi. Adică ceva clar nu-i, pentru că văd că circulă ceva zilele astea în presă, că este un plan, dar nu-i clar. Eu am vorbit deja de niște instrucțiuni, dar haideți să vorbim concret. Purtarea măștilor, de la ce vârstă se poartă măști, în ce condiții, sau alte măsuri de precauție care sunt determinate, cum vor fi organizate clasele, este un aspect care urmează să fie coordonat de către specialiști. Pe de o parte, cei din sistemul educațional, pentru că trebuie să ai și capacități de a organiza aceste procese și, inclusiv, cum ați menționat, în mai multe schimburi. Și, pe de altă parte, este vorba deja de specialiști din sănătate publică care trebuie să se expună. Este vorba doar de primul draft a instrucțiunilor. El urmează a fi discutat și urmează a fi definitivat. Și doar după definitivare va fi propus pentru platforma Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică pentru aprobare. Deci acum, clar că discuții sunt multe, propuneri sunt foarte multe. Unele, chiar în exces, vreau să vă zic, se fac propuneri, dar urmează să vedem. Și ceea ce citim noi zilele astea despre condițiile pentru care vor fi redeschise școlile, astea sunt doar ca idei, nu e nimic semnat de către ministru. Exact, nimic nu este semnat, este doar la nivel de draft care vor fi discutate. Și apropo, să nu uităm că există și experiențele altor state. Să nu uităm în cazul dat de un partener pe care îl avem și este Organizația Mondială a Sănătății, care iarăși va fi consultat în cazul respectiv, reieșind din recomandările de bază care sunt pe filiera sănătății publice. Noi avem vreo 6.000 de cazuri active acum, așa? Așa. Dar cât se tratează acasă și cât sunt internați? Deci, la momentul actual, noi avem 3.800 de persoane, circa 3.800 de persoane, care se tratează la domiciliu.
Noi avem în instituțiile medicale spitalicești, deci peste 2000 de pacienți care sunt în tratament. Și clar că noi avem o situație incertă ceea ce ține de regiunea din stânga Nistrului, care cu regret, așa și nu am reușit ca să coordonăm niște statistici veridice până la momentul actual. Cei 2200 din spitale sunt tratați pe banii statului? Așa. Iar cei 3800 de acasă pe banii lor? Uitați-vă, în primul rând, haideți să luăm de la procesul de diagnosticare. Deci testul este gratuit. Deci orice persoană care se diagnostichează în cadrul unui laborator public, deci pentru că avem persoane care vor să meargă la privat din vari motive, deci ei sunt testați în mod gratuit din banii publici. Știu încotro încercați ca să duceți discuția ceea ce ține de tratamentul la domiciliu, includerea acestora în medicamentele compensate. Așa. Noi am avut pe platforma Ministerului, deci Comisia de Specialitate, care a examinat atent, într-adevăr, ce tratament se recomandă. Și haideți, eu vreau să vin cu explicație de rigoare. Acasă rămân pentru a fi tratați persoane care au forme ușoare. De regulă, medicamentele care se recomandă din partea specialiștilor, ca și medicament, dacă excludem picăturile nazale, deci este vorba de paracetamolă care se administrează atunci când persoana, deci, are febră. În rest, dacă persoana continuă să aibă febră, dacă persoana are nevoie de tratament, cum sunt, de exemplu, preparatele, deci antibioticele, sau deci, pentru că se agravează starea de sănătate cu suspecții la pneumonie sau altceva, nu poate fi vorba de tratament la domiciliu. Aici este vorba deja despre internarea în instituția medicală spitalicească. Uh-huh. În condițiile date, la tratament la domiciliu rămân doar persoanele care nu fac parte din grupurile de risc. Noi nu ne-am schimbat absolut deloc abordarea. Copiii, femeile gravide, precum și persoanele care sunt cu vârsta mai mare de 60 de ani sau persoanele care au anumite probleme de sănătate, cardiace, diabet sau alt gen de probleme de sănătate, toate aceste persoane sunt tratate în instituție spitalicească în mod obligatoriu. Nimeni din copii gravide sau persoane care au anumite probleme de sănătate nu rămân pentru tratament la domiciliu. Rămân cei care cu adevărat sunt perfect sănătoși. De regulă este vorba despre persoanele de vârstă tânără, pentru că aici vorbim despre lipsa comorbidităților și inclusiv noi vorbim în cazul despre acele persoane care au forme ușoare. Noi nu recomandăm autotratamente, deci prin administrarea diferitor preparate antivirale sau altceva. Știți că în OMS-ul a spus despre eficiența unui preparat în tratarea COVID-ului. Noi am avut o tendință extraordinar de activă din partea populației ca să procure acest preparat din farmacii. Noi avem tendința negativă pe care o avem prin administrarea autotratamentelor. Și apropo, eu vreau să vă zic că noi avem persoane care sunt decedate, care cu regret cauza decesului este anume adresarea tardivă deja la medic care este efectuată. Clar că eu nu încerc cumva să zic că este condiționată de careva circumstanțe, dar deci subiective, clar că sunt și circumstanțele obiective. Și aici anume este faptul că foarte mulți dintre ei de mulți ani nu s-au adresat la medicul de familie. Este lipsa de încredere față de sistemul medical. Și aceasta este o problemă. Și în condițiile date, mesajul nostru cheie este atunci când persoana are simptomatică, are anumite probleme de sănătate, să se adreseze în mod obligatoriu la medic. Dar până se adresează, doamna ministru, poate aveți datele astea. Din cele 10.000 de persoane pe care deja le-ați tratat, a fost vreun caz de reinfectare cu COVID? Nu a fost niciun caz. Deci am discutat cu specialiștii. În Republica Moldova nu a fost înregistrat un caz de reinfectare. Asta e bine. Asta e bine. Iată, 2200 avem spitalizați. Dar câte spitale din Moldova sunt active pentru COVID? Deci, la momentul actual, eu pot să vă spun că sunt activate toate spitalele raionale, cu excepția spitalului din Ialoveni. Deci, avem spitalele strategice care sunt din municipiul Chișinău, inclusiv spitalele municipale care sunt activate. Dar eu nu în zadar fac această expunere. Deci, noi, astăzi, când abordăm un pacient, noi nu putem spune că noi avem spitale non-COVID. De exemplu, eu vă dau... Deci cazul de la Spitalul Sfânta Treime.
Spital non-COVID, spital care a fost păstrat în municipiul Chișinău în mod special pentru urgențele existente din municipiul Chișinău. Dar unde cunoașteți că noi am avut infectarea atât în rândul lucrătorilor medicali, precum și infectarea în rândul pacienților. În condițiile date, oricare spital, atunci când noi suntem în evoluția pe care o avem, deci în cazurile care le înregistrăm, trebuie să fie tratat ca un potențial pacient cu COVID. Atât din punct de vedere a securității lucrătorului medical, precum și din punct de vedere al infectării acestui pacient care vine pentru tratament, de exemplu, în cadrul unei instituții non-COVID. Asta este regula care trebuie să fie activă și o să fie activă încă o perioadă determinată de timp. O perioadă clară în viitor e că mai avem, vom mai avea cazuri, dacă se păstrează tendința asta. Noi reușim să internăm pe toți care au nevoie de internare sau vom fi ca în Italia la început de martie când stăteau pe holuri și medicii alegeau pe care să-l salveze și pe care îl îngroapă? Starea de urgență și măsurile restrictive care le-am aplicat ne-au ajutat de fapt ca să evităm Italia, Spania și alte țări cu regret care au trecut printr-o experiență negativă. Noi am reușit cu adevărat să pregătim sistemul medical. Eu nu vorbesc doar de sistemul spitalicesc. Vă aduceți aminte atunci când noi vorbeam la începutul lunii martie despre scenariile pe care le aveam? Scenariul critic inițial era vorba de 2000 de cazuri, ceea ce era determinat, și ulterior cu acea adaptare care a fost făcută la 28.000 și ulterior deja ceea ce discutam. Deci, la etapa inițială, noi vorbeam despre activarea spitalelor din municipiul Chișinău. La a doua etapă, noi am activat, ziceam, de activarea câtorva spitale așa, cu statut regional, convențional, pentru că noi nu avem spitale regionale. Dar treptat, noi am reușit să activăm spitalele din întreaga Republică și vă aduceți aminte independență, de fapt, de acele focare locale care se înregistrau. Am avut focar, de exemplu, la Ștefan Vodă. Cu regret, noi am fost în situația în care am sistat activitatea acestui spital. Dar noi am referit pacienții în municipiul Chișinău. Noi am referit pacienții în raionul Căușeni. Și multe alte aspecte am avut. Deci, noi am reușit să pregătim asistența medicală primară. La prima etapă, noi nici nu vorbeam despre tratament la domiciliu. Chiar dacă foarte multe țări au mers pe tratamentul la domiciliu. Noi am activat componenta tratamentul la domiciliu abia pe data de 10 aprilie. Dar n-am activat-o așa, întâmplător. Noi am activat centrul de triaj în municipiul Chișinău. Și apropo, noi am reușit să descărcăm deci, acea încărcătură care revenea pe spitalele din Chișinău, pentru că vrem sau nu vrem un număr impunător, totuși se înregistrează cazurilor anumit în municipiul Chișinău. Ulterior, noi am trecut pe tratament la domiciliu, dar cu activarea componentei de testare a persoanelor la domiciliu. Adică au fost câteva etape consolidate, dar care ne-au permis pregătirea sistemului. Pentru bolnavi grav, locuri mai sunt în spitale? Când fiecare zi se anunță că avem 50 de cazuri, 20 de cazuri, 50 de locuri, 70 de locuri, nu mai știu cifra exactă, încă rezistăm o perioadă? Sistemul deci nu noi rezistăm, nu. Deci noi am activat treptat terapie intensivă nu doar în spitalele din municipiul Chișinău. Noi am activat terapie intensivă și din raioanele unde există capacitate, pentru că vreau să vă zic că noi avem spitale care au, deci, unitatea de terapie intensivă, dar care nu au specialiști. Și atunci, care e esența acestor secții de terapie intensivă? Deci, în condițiile date, clar că noi am precăutat acolo unde există, nu doar condiții, unde există specialiști, și eu țin să aduc sincere mulțumiri, vreau să vă zic, unei persoane pe care am cunoscut-o în această perioadă destul de dificilă, este vorba de domnul Cojocaru, este un specialist, deci, care activează la momentul actual la Spitalul Clinic Republican, dar un specialist care coordonează cazurile grave, transferul pacienților, care a contribuit foarte mult anume pentru aceste situații, și domnul Belei, care inclusiv este din cadrul Institutului de Medicină Urgentă. Deci, pe lângă faptul că ei asigură coordonarea activităților de tratare a pacienților cu forme grave în instituțiile, deci unde activează, ei coordonează la nivel de țară asistența pentru pacienți cu forme grave, ei sunt cei care determină criteriile de deci, transportare a pacienților. Și apropo, intervin în momentele în care nu este târziu. Cu regret, aceasta este o lacună. Deci unitățile de terapie intensivă reprezintă o problemă pentru Republica Moldova și la nivel de dotări, dar și la nivel de specialiști. Și asta noi am văzut-o la momentul actual. Deci iarăși a existat o consolidare a unităților de terapie intensivă, nu doar pe COVID. Noi nu avem doar COVID.
Și în condițiile date, asta nu a fost o prioritate și nu s-a tras atenția la componenta dată. Eu vreau să vorbim și despre nunțele lui Igor, despre nunțele despre care vorbea și Igor Dodon, dar și dumneavoastră, dar trebuie să luăm câteva clipe de publicitate, după care o să revenim, doamna ministru. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Doamna ministru, așadar, președintele țării vinerea trecută mi spunea nou că nunțele la care participă cel mult 50 de persoane pot să aibă loc fără nicio problemă. Pe de altă parte, Comisia Sănătate în frunte cu dumneavoastră spune că nu pot să aibă loc niciun fel de nunț și cumetrii. Noi, care stăm acasă și vrem să facem nunț, noi pe cine credem? Pe șeful statului sau pe ministrul Dumbrăveanu? Bine, noi am venit cu o precizare în hotărârea Comisiei Naționale Extraordinară de Sănătate Publică, pentru că reluarea activității segmentului Horeca, și anume ceea ce țin de alimentația publică, am văzut că este la dat așa într-o zi la mai multe organizări de manifestări, precum erau nunți sau alte ceremonii, indiferent de fapt. Așa. Pentru că aglomerările de persoane reprezintă un risc sporit. Vreau să vă zic, fiecare măsură trebuie analizată anume din punct de vedere a riscului pentru sănătate și din punct de vedere și a capacității sistemului de sănătate de a face față în situația dată. S-a venit cu această restricționare și anume pe perioada stării de urgență, noi am restricționat organizarea nunților, cumătriilor, meselor de pomenire și oricare alte ceremonii. Zile de naștere în localuri mari. Indiferent de ce gen de ceremonii, indiferent de numărul de persoane, noi ceremoniile le-am interzis prin hotărârea comisiei. Până pe ce dată? Deci la momentul actual este determinată pe perioada stării de urgență. 15 iulie. La necesitate, în dependență de evoluția situației, clar că vom reveni la această măsură, o adaptăm, o schimbăm, o menținem ca și restricționare, totul depinde cum vor evolua lucrurile. Azi, 30 iunie, nu se știe dacă cineva care vrea să facă masa de pomenire sau nuntă, va putea să o facă pe 18 iulie sau nu va putea să o facă? Nu, este foarte dificil, corect. Uh-huh. Haideți înapoi la medici. Deci medicii primesc totuși salariul ăsta dublu sau nu îl primesc? Pentru că eu știu că a fost un scandal recent, citisem undeva, uh-huh, că premierul Chicu n-a vrut să le dea tuturor acele 16.000 de lei și așa mai departe. Care e situația în privința asta și care e problema? Care a fost atunci problema asta? În primul rând, haideți să facem o delimitare. Ceea ce ține de suplimentul la salariu care noi îl dăm și acele 16.000. Haideți. Începând cu data de 9 martie, din momentul în care a fost înregistrat primul caz în Republica Moldova, eu am semnat un ordin privind acordarea unui supliment în mărime de 100% din salariul de funcție pentru angajații din sistemul spitalicesc care sunt antrenați, deci, în tratamentul persoanelor suspecte, precum și confirmate, cu infecția COVID-19. Aceasta este valabil și până la momentul actual, ordinul se va aplica atâta timp cât vom avea deci infecția COVID-19 și atâta timp cât vor trata medicii infecția respectivă. În asistența medicală primară, adică medicii de familie, haideți să spunem, precum și în asistența medicală urgentă prespitalicească, vorbim despre serviciul de urgență, mai simplu, este prevăzut un supliment în mărime de 50% care este determinat de către angajator din salariul de funcții și clar că se determină în dependență de implicarea persoanei, anume ceea ce ține de lupta cu COVID-19. Aceasta rămâne a fi în vigoare, ordinul nu este abrogat atâta timp cât avem a menționat infecția COVID-19. Și aici depinde de fapt de acea muncă care este prestată de către personalul medical. Cu regret avem angajați care prestează muncă și pe 1,25-1,5 unități, în special vorbim dacă revenim la subiectul terapiilor intensive. Și venim și cu cazuri concrete, când este și dublare, avem cazuri și triplare de salarii și, apropo, noi avem cazuri concrete, confirmate. Depinde foarte mult, cum am zis, de acele ore care sunt prestate de către lucrătorii medicali. 16.000 de lei este un alt act normativ, a fost Comisia Situației Excepționale care a primit o decizie, ulterior a fost o lege care a fost promovată după încetarea stării de urgență, prin care s-a determinat 16.000 de lei pentru persoanele ca o recompensă, haideți să spunem, o indemnizație unică care se acordă persoanelor care s-au infectat cu infecția COVID-19 și pentru lucrătorii medicali este determinată în mod
obligatoriu pentru alți angajați din instituțiile, autoritățile bugetare este determinat în condițiile în care infectarea s-a realizat în procesul exercitării atribuțiilor de serviciu. Atunci când domnul prim-ministru a menționat ca să examinăm suplimentar anumite cazuri, era vorba despre unii angajați din autoritățile publice locale, în privința cărora, conform legii, trebuia să se determină dacă infectarea a avut loc sau nu în procesul exercitării atribuțiilor de serviciu. Pentru că și noi am avut situații când persoana a decedat, s-a raportat decesul ca rezultat al infecției COVID, dar de fapt începând cu luna martie deja nu mai era, deci în concediu, de anume în rezultatul declanșării situației epidemiologice, persoana era activa. În concediu și nu activa. Am avut situații când a fost raportat cazul de deces ca rezultat al infecției COVID-19, iar persoana de fapt era deja demisionat ca rezultat al atingerii vârstei de pensionare. Sunt diferite situații care trebuie să fie analizate și fiecare caz în parte este nu doar o cifră. Este vorba despre un om concret și în cazul dat trebuie să avem și o abordare concretă. Iată concret. Șeful statului Igor Dodon a acordat niște diplome mai multor medici. Mulți au sărit în cap că a dat aceste diplome cui nu trebuie. El a zis că eu n-am nicio treabă, ministerul mi-a recomandat și eu pur și simplu am semnat. Ce-s cu medicii ăia care asupra cărora planau niște suspiciuni că nu prea ar fi integri și nu trebuia să primească diplome? Ați văzut tot scandalul ăsta. Bine, în primul rând, noi am înaintat ca și minister la propunerile care au venit din partea instituțiilor medicale. Așa. Propuneri cu privire la diplome oferite atât din partea guvernului, din partea președintelui Parlamentului, președintelui Republicii Moldova, dar și distincții de stat. Și apropo, să știți că atunci când noi ca minister am înaintat o listă a persoanelor propuse pentru distincții, fiecare persoană are un dosar perfectat, care este semnat în primul rând de către angajator, reprezentantul comitetului sindical sau poate fi chiar și reprezentantul din partea fondatorului, dacă vorbim de spitalele raionale. În plus, unul din criteriile care a stat la bază, noi am înaintat din partea ministerului, deci 130 de persoane, dacă nu greșesc, la distincții, dar eu vreau să revin la un subiect ce aici ține de distincții, diplome, pentru că criticile au fost, uite, ăsta a fost implicat, ăsta nu a fost implicat în COVID. De fapt, distincțiile și diplomele au fost acordate în contextul sau cu prilejul zilei lucrătorului medical și a farmacistului. Noi nu avem doar COVID, eu iar revin. Noi avem medici cardiologi cu dedicație nemaipomenit, care n-au fost implicați în combaterea și tratarea inclusiv a pacienților cu COVID. Dar ei își au meritele lor în sistem. Noi avem, deci, alte specialități. Haideți să luăm în cazul dat și medicii oncologi, deci cunoaștem problema oncologiei care există în Republica Moldova. Deci noi nu putem nega aspectul actului medical doar numai prin prisma, deci, COVID-ului. Diplome, distincții s-au acordat tuturor celor care s-au remarcat în domeniul său de activitate profesional. Dar noi suntem catastrofal de prost la numărul de medici infectați și angajați din sistemul medical sau așa e și în alte părți. Ori eu știu că, citesc în fiecare zi, că noi suntem cel mai prost de pe globul pământesc. Și de ce suntem noi așa de prost? Cel mai prost stau cei care declară astfel de informații, pentru că aceasta clar că, deci, denaturează în primul rând informația oficială care este livrată, dar în primul rând ca și imagine în cazul dat a statului și în primul rând ca și, haideți să spunem, critici în adresa sistemului medical. Care este numărul, sau haideți în procent, ca să vă dau personalului medical care este infectat. Este la momentul actual 14,8%. Media este de, deci conform datelor prezentate de către OMS, este de 20%. Să nu uităm că în cifra respectivă de 14,8% și eu accentuez de fiecare dată și am să aduc la cunoștință. Noi includem lucrătorii medicali din instituțiile publice care sunt actualmente atât în lupta cu COVID, non-COVID, dar aici se includ inclusiv și lucrătorii medicali din instituțiile private, laboranții din laboratoarele private, farmaciști din farmaciile care aparțin unor agențe economici. Aici, pentru că așa e clasificarea determinată a personalului medical în Republica Moldova, se includ inclusiv și angajații, deci, din serviciile administrative,
De exemplu, dacă vorbim de spitale sau dacă vorbim de asistență medicală primară, avem și contabili și deci responsabili pe resurse umane. Aici se includ absolut toți. Absolut toți. Și bucătarii, și bufetierii, și paznicii. Deci absolut toți care sunt angajați acum în sistemul medical, ei sunt reflectați în cifra respectivă. Noi am analizat foarte mult. Sunt state cu abordări diferențiate. Personal medical, cel care este implicat în actul medical, personalul non-medical care este, dar mă rog, noi am raportat foarte onest, corect, din start. Astfel determină legislația, astfel am raportat cifrele date. Dar eu menționez că am avut, inclusiv și numărul personalului care este decedat, sunt medici din cadrul instituțiilor private, unde noi oricum am inclus. Deci, astea sunt cifrele, reieșind din ceea ce este reglementat de cadrul normativ și noi răspundem de cifrele respective. Dar aceasta este cifra la momentul actual. Eu nu știu cum răspundeți voi de ceea ce se întâmplă în țară, dar scandalul ăsta de la Orhei inițial a uimit lumea. Adică totul este închis în Moldova și noi avem un par de distracții care este deschis. După care cineva de la Chișinău spune cu oameni buni, închideți, el se închide, el se redeschide prin stricarea gardului. Voi, adică voi cei de sus, voi cum administrați voi treburile astea ale țării noastre dacă fiecare poate să facă ce vrea pe timp de pandemie și nu doar? Bine, nu este unicul caz. Dumneavoastră cunoașteți că au mai fost cazuri când autoritățile publice locale au mers... Da, la Bălțul Sat ai deschis piața ca așa a vrut el. Dar haideți, dacă revenim la decizia care a fost primită de către Comisia Situației Excepționale, ulterior hotărârile Comisiei Naționale, întotdeauna a existat punctul și el este valabil și până la momentul actual, și anume interdicția cu privire la redeschiderea sau activitatea zonelor de agrement. Aceasta a fost, rămâne în continuare. Clar că noi avem diferite clasificări conform caiemului, diverse activități, este zonă de agrement, este tratat ca și parc, parc de distracție sau pur și simplu parc. Eu nu vreau să intru în filiera respectivă pentru că chiar mă depășește ca și domeniu de competență, dar reluarea activității, deci acestei zone de agrement a fost determinată în baza acelei hotărâri care a fost primită de către Comisia Locală. Deci în sănătate publică și aceasta a fost temeiul în baza căreia deci autoritatea publică locală își argumentează reluarea activității acestui parc de agrement, haideți să spunem, deși eu consider că e o zonă de agrement. Oh my God! Adică urmează să fii sancționat și de pe loc? Bine, eu nu aș vrea să mă refer la aspectele care mă depășesc ca și competență, deci aici sunt organele competente, este Ministerul Afacerilor Interne care trebuie să investigheze cazurile date și se vor determina deja care sunt măsurile care se aplică. Dar parcurile de distracție, că bazine, cinematografele, ce mai avem noi, cluburile de noapte, când se redeschid? Până pe data de 15 iulie, eu am menționat, noi menținem starea de urgență în sănătate publică și haideți să recunoaștem că niciun stat nu a mers pe adaptarea măsurilor radical așa. Astăzi am redeschis tot. Noi am redeschis, s-au adaptat foarte multe activități economice, adeseori adaptarea acestor măsuri s-a făcut printr-o interpretare așa, eronată, poate din partea unor prestatori de servicii, dar orice activitate care a fost reluată, dacă ne uităm atent în toate hotărârile care sunt a Comisiei Naționale, se efectuează în condițiile unor reguli care sunt strict determinate. Noi am avut cazuri de infectare, deci în cadrul instituțiilor, la agenți economici, și aici avem o responsabilitate care îi revină nu doar ca și agent economic, mie îmi revine o responsabilitate ca și angajator, și anume ceea ce ține dimineața. Triajul este realizat sau nu este realizat? Măsurile de precauție sunt asigurate pentru angajați sau nu sunt asigurate? Deci sunt responsabilități care trebuie să fie echilibrate și nu poate fi tot atribuit doar în sarcina autorităților centrale, pentru că vă dați bine seama că nu poate fi poliția prezentă sau ANSA în cazul dat sau NSP-ul la fiecare angajator în parte, indiferent că instituție publică sau privată. Ține inclusiv de acele măsuri care noi trebuie să le respectăm. Dumneavoastră m-ați întrebat deja, dacă nu greșesc, a treia oară. Când vom relua activitatea? Depinde de fiecare din noi. Dar la mare în Turcia vara asta, sau în Bulgaria, sau în Ucraina, sau în România, noi mergem la vara asta sau nu se știe nici asta măcar?
Bine, asta depinde și de cele restricții care vor exista. Sigur că va depinde în cazul dat de fiecare din noi la ce riscuri vrea să se expună. Mai depinde și de aspectul dat. Pentru interdicția din partea noastră, deci nu există de a pleca peste hotare, nu există interdicție în hotărârea Comisiei de a ieși de pe teritoriul Republicii Moldova. Este o decizie care ține individual de fiecare și atunci vreau să vă zic că este o decizie care urmează și o asume fiecare pentru familie sau pentru sine însuși. Dar cine și cât plătește ca să moară de COVID? Că au fost niște legende la Chișinău, că unii plăteau ca să primească, ca să fie scris că a murit de COVID, mii de lei. Eu am mai văzut aberații multe în viață, dar asta mai rar. Bine, sunt niște știri false. Și eu da, dar au prins serios. A prins serios. Mă bucur foarte mult pentru ziarul de gardă care a făcut o investigație bună serioasă. Da. Da, și cu adevărat a demonstrat că este vorba despre știri false, nefundamentate, pe care v-a dat reale. Chiar am salutat faptul că ne-am autosesizat și am sesizat și Ministerul Afacerilor Interne pe o postare care a fost pe rețelele de socializare și apropo foarte repede această postare a fost ștearsă și că rezultatul s-a confirmat nimic din informația respectivă, că și noi am vrut să vedem, să investigăm cazurile respective. Dar eu aș vrea un pic ca să trecem pe un algoritm. Fiecare caz confirmat de COVID, el se confirmă în condiții de laborator. Și pentru fiecare caz este vorba despre o persoană care stă în spatele acestui test. Este un prim filtru. Decesul unei persoane, iarăși, el este confirmat de către un medic și el trebuie să determine că cauza decesului de bază o reprezintă COVID-ul. Noi, eu nu cred că există vreun stat, că există undeva în general, deci o astfel de tendință, cum s-a registrat în ultima perioadă în Republica Moldova și eu reiterez că este un război mediatic, adeseori nu unul dintre cele mai bune, dar anume pentru a arunca în spațiu mediatic deci aceste știri false. Nu există nicio argumentare, nu există nicio motivare pentru personalul medical sau pentru rudă. Dar care e logica unor știri de false? Bine, sunt, eu v-am zis că noi am investigat câteva cazuri, există clar că și tenta respectivă care este realizată pe fond, deci de a destabiliza cumva informarea populației, în general dacă există COVID sau nu există și cu regret, asta așa are priză la deci, unii cetățeni, pentru că ați văzut sondajele care se realizează, unii se tem de această infecție. Alții ignoră în general pentru că consideră că ea nu există. Indiferent de care este cauza, eu consider că ea și are efectul negativ. Păi acest COVID, totuși, e o formă de gripă, dar mai severă sau ce-i până la urmă? Este o infecție. Și este o infecție de tip nou. Și vreau să vă spun că evoluția acestea este imprevizibilă. Și aceasta nu o zic eu, dar o menționează medicii, pentru că se trece foarte ușor, adeseori, de la o stare satisfăcătoare la o stare deci gravă sau chiar la o stare critică a persoanei. Deci ei nu trebuie ignorat absolut nicio zi. Doamna ministru, miercuri se pare că se întrunește biroul permanent al Parlamentului ca să decidă dacă la ședința de joi examinează sau nu moțiunea simplă contra politicilor ministerului dumneavoastră. Asta vine de la domnul Andrian Candu. Asta e mișcare politică sau totuși ministerul a mai călcat prin, cum se numesc, veseala asta? Da. Și e întemeiat dorința domnului Candu de a vă acorda vot de neîncredere. Bine, în primul rând, moțiunea simplă are ca efect, într-adevăr, cum ați menționat, anumite recomandări care trebuie să fie formulate pentru domeniul de sănătate. Din câte am văzut, sunt în mod special vizate politicile sau măsurile întreprinse în contextul pandemiei și nu doar, este vorba și de dotare și de echipamente și motivarea personalului, mai multe componente care sunt. Clar că politicul face politică. Ceea ce ține de noi, eu nu pot să vorbesc în cazul dat doar de ministru Viorica Dumbrăveanu, eu vorbesc de echipa în general care este în minister și nu doar. Noi am fost maxim deschiși. Poate mai puțin timp am avut în tot acest răstimp. Dar oricare din întrebările care au apărut din partea politicului, jurnaliștilor, noi am oferit răspunsurile de rigoare. Eu de fiecare dată am menționat că noi avem platforma punctului focal, care, apropo, continuă să se convoace în ședințe la ora 7:30. Eu am făcut apel către toți experții de pe internet,
din mediul academic, din Parlament, că suntem deschiși. Salutăm oricare dintre recomandările care vin într-o a susține sistemul de sănătate în lupta cu COVID-19. Am avut persoane pe care le apreciez enorm, care pe bază de voluntariat cu adevărat au venit, ne-au consultat, ne-au ghidat și eu apreciez enorm anume implicarea activă care a venit. Noi ne-am asumat decizii. Decizii nu simple, vreau să vă zic. Decizii care însă erau fundamentate de fiecare dată pe analize și pe recomandările care vin din partea specialiștilor. Pentru că au fost foarte multe opinii în contextul că, iată, că Comisia Situații Excepționale sau Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică nu are suficienți medici pe platforma sa. Vreau să vă zic că orice decizie care se primea la nivel național, ea era fundamentată pe recomandările care veneau din partea medicilor specialiști și nu în ultimul rând, vreau să vă zic, din partea Organizației Mondiale Sănătății. Noi să mergem cu demnitate, eu răspund de aceste cuvinte, în Parlament, pentru a răspunde, deci, cu un raport în contextul acestei moțiuni și la întrebările care vor veni din partea deputaților. Și cert este că ceea ce n-am să accept și ceea ce de fapt mă doare este faptul că sunt foarte mulți din acei care au semnat moțiunea, care își dau foarte bine seama în ce stare era sistemul de sănătate, care își dau foarte bine seama de problemele cu care se confruntă sistemul de sănătate. Și din punct de vedere, deci, a dotărilor, spitalelor, și din punct de vedere a resurselor umane, și din punct de vedere a politicii în contextul securității medicamentelor, și din multe alte puncte de vedere. Numai ambulanțele, haideți să luăm câte probleme ne-au făcut. 10 de persoane dintr-un singur raion, vorbesc în cazul dat, n-am să nominalizez, peste noapte erau aduse în municipiul Chișinău. 10 de persoane. S-a întrebat cineva atunci ce ambulanțe avem în dotare. Persoanele supraponderale. 24 de ore să stea specialiști, știi, să analizeze cum transportă. Ca până la urmă să ajungem de la serviciul Aviasan la serviciile SMURT pentru a transporta un pacient supraponderal? Ori asta este vina care îi aparține sistemului de sănătate? Sau este vina care aparține în cazul respectiv tuturor care sunt implicați politic? Pentru că de politic depind politicile care sunt promovate în sistem. Și multe alte situații. Deci, cu maximă demnitate, onoare, am să merg în Parlament pentru a răspunde la moțiunea simplă care a fost înregistrată. Iată, dacă o să vorbiți așa, seara la toate canalele televiziune o să vă arate. Dar dacă o să vorbiți un raport strict din punct de vedere ministrului, noi jurnaliștii vom da doar replicile tăioase ale deputaților. Așa că raportul de acolo, eu vă asigur că din cei 100 de deputați, nimeni nu vă așteaptă. Pentru că ei toți știu și sunt informați ce se întâmplă în țară. Acolo, pur și simplu, 50 de deputați vor încerca să vă linșeze. Și dacă o să le dați cu cifre, ei nu o să le înțeleagă. Dacă o să spuneți tot așa, asta va fi tare lupta. O investigație a ziarului de gardă, sau un articol al ziarului de gardă, că lunile martie, aprilie și mai ale anului ăsta, perioada care coincide cu starea de urgență din cauza COVID-ului, în țara noastră au fost înregistrate în total 7808 decese. Datele prezentate ziarului de gardă arată că în cele 3 luni de primăvară ale anului ăsta, mortalitatea a scăzut cu aproape 20% comparativ cu aceeași perioadă a lui 2019, când au fost înregistrate 9828 de cazuri. Adică noi murim de la COVID, dar de fapt numărul deceselor a scăzut cu 20%. Pe mine mi-a plăcut, bineînțeles, că știrea asta, dar aș vrea să înțeleg care e explicația oficială a ministerului sau a celor responsabili. Cum s-a întâmplat asta? Nu datorită faptului că am început să trăim mai bine, datorită guvernului actual sau prostului guvern. Bine, este o tendință, apropo, să știți, nu doar care se înregistrează în Republica Moldova, este în mai multe state. Nu aș vrea să mă arunc acum cu declarații și analize. Specialiștii analizează care sunt cauzele. Clar că este determinat și de multe alte aspecte care sunt determinate de restricțiile care au fost impuse în această perioadă, dar acestea sunt niște factori așa indirecți care au determinat scăderea, deci, cifrelor.
Dar eu vă asigur că o să venim în curând, pentru că acum lucrează specialiștii, facem chiar o analiză și mult mai profundă și o să venim și inclusiv cu cauzele oscilării acestor cifre. Uh-huh. Ok. Bun, dacă se termină vreodată în viață acest COVID, care este planul Ministerului pentru sănătatea, pentru domeniul sănătății din țara asta noastră? Achiziții, nu știu, echipamente, împrumuturi, ce vedeți că trebuie de făcut cu sistemul ăsta nostru medical? Bine, în primul rând vreau să vă zic, în sistemul de sănătate lipsea o viziune strategică. Noi vorbim acum de COVID, noi vorbim despre exodul de personal existent, noi vorbim despre uzura dispozitivelor medicale sau acele dispozitive medicale care au fost procurate în sistem și care nu sunt utilizate ani de zile și, apropo, s-au achitat bani enormi și multe alte carențe care s-au înregistrat. Este vorba despre elaborarea unei strategii privind dezvoltarea sistemului de sănătate, cu o abordare foarte complexă. Asta e pe termen, haideți să spunem așa, mediu și lung. Dar dacă e să vorbesc pe termen imediat, pentru că nu avem timp și pentru că oricum specialiștii vorbesc despre riscurile care pot veni în toamnă. În primul rând este vorba despre consolidarea sistemului medical. Noi avem proiectul Băncii Mondiale, deja care este în proces de implementare, dar avem și un proiect care va fi finanțat de către CEP. În timpul imediat următor, noi vorbim despre consolidarea în toate instituțiile spitalicești a unităților de terapie intensivă. Noi vorbim despre dotarea acestora cu dispozitive medicale, pentru că noi am fost în situația în care noi știm că există o dotare inechitabilă, dar noi nu avem doar COVID, noi avem diferite boli. Și atunci când tu nu ai un generator de oxigen sau atunci când tu nu ai un ventilator în spital, clar că aceasta este deja critic. În condițiile date, noi vorbim despre consolidarea secțiilor de boli infecțioase, pentru că eu revin, azi avem COVID-19, mâine poate fi COVID-20 sau poate fi o altă provocare la nivel global generată de o situație pandemică. Și atunci, în condițiile actuale, noi trebuie să consolidăm spitalele. În plus, eu vreau să vă zic că o prioritate numărul unu reprezintă resursele umane. Ceea ce s-a făcut, s-a făcut bine. Noi am venit cu suplimente. Dar oare aceste suplimente trebuiau să vină în perioada de COVID? Noi vorbim de majorarea de salarii. Deja avem un proiect de rectificare a bugetelor prin care o să venim, începând cu 1 septembrie o să fie o majorare de 30% la salarii. La 1 ianuarie ne propunem încă 30% majorări de salarii. Pentru cine? Pentru personalul medical. Uh-huh. Indiferent că vorbim de cei care sunt finanțați din fondurile de asigurări obligatorie de asistență medicală sau cei care sunt, de exemplu, cum este Agenția Națională pentru Sănătate Publică, unde la fel activează medici. Și în prima jumătate a anului 2020 ne propunem 40%, adică acea 100% de majorări 21. De salarii. Da, 2021. Stați, până atunci pică două ori guvernul. Bine, oricum astea sunt niște priorități și eu nu cred că cineva va renunța, pentru că Așa, da. Este vorba despre angajații din prima linie. Este vorba de cei care noi vorbim de exod, dar nu am venit cu niște măsuri concrete de motivare. În afară de aceasta, noi vorbim de reorganizarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, care a fost structurile teritoriale regionalizate. Acum noi vorbim de medici epidemiologi care trebuiau să facă anchete epidemiologice, care trebuiau să fie prezenți la fiecare agent economic, în fiecare spital, dar în condițiile date, practic, ei sunt lipsă. Totodată avem consolidarea componentei de laboratoare publice, care cu adevărat necesită a fi consolidată, a fi dezvoltată în continuare pe teritoriul Republicii Moldova. Nu în ultimul rând, noi am descentralizat excesiv și asistența medicală primară și noi am avut dificultăți în condițiile acestei pandemii. Sunt mai multe priorități care sunt determinate, sunt trasate și vreau să vă zic că noi facem pașii impunători în această direcție, chiar în plină pandemie, cu plan de procurări, chiar în plină pandemie, cu proiecte de lege elaborate în contextul, cum am menționat, a salariilor majorate și nu doar. Eu, în mod normal, trebuie să vă pun multe întrebări despre Ministerul Muncii și Protecției Sociale, dar eu totuși sunt obligat să vorbesc despre acest blestemat COVID. Încă un pic. Pentru că nu se mai termină.
teste mai aveți acolo la laboratoarele voastre? Da, deci noi mai avem teste, dar noi suntem în proces de procurare, pentru că vorbeam de acel proiect a Băncii Mondiale, noi suntem deja la etapa finală de procurare a 100.000 de teste. Uh-huh. 100.000 de teste care vom atrage o atenție sporit și la termenul de valabilitate acestora, pentru că în momentul în care vorbim și de un trend în toamnă, deci va trebui încă o etapă, deci de achiziționare, dar în dependență clar de evoluția situației. Eu reiterez că nu este vorba doar de teste, este vorba și de laboratoarele care trebuie consolidate. Doamna ministru, eu nu știu dacă o să vreți să ne răspundeți ce înseamnă la întrebarea asta, dar din tot ajutorul umanitar care a venit în Moldova, nu spunem din ce țări, uh-huh, au fost utilaje sau obiecte sau nu știu cum se le cheamă, care erau, nu că doar inutile, dar nu mai erau, aveau termenul, de exemplu, de expirare, expirat, termenul de valabilitate expirat, sau erau din mâna a doua, nu știu. Bine. Ceea ce ministerul a recepționat, pentru că eu chiar nu mă pot expune, de exemplu, pentru anumite donații care au fost făcute în mod individual, de exemplu, la un spital raional, uh-huh, sau, deci, nu știu, unui laborator din asistența medicală primară, spre exemplu, dar ceea ce a fost recepționat de către minister, n-am să deschid toate parantezele, pentru că este și în acel raport pe moțiune, absolut tot, vorbim de dispozitivele medicale, ele au fost cu certificate conforme, ele, deci era vorba de utilajul medical care este nou și care sigur că l-am distribuit conform necesităților. Dacă vă referiți la echipamentele de protecție care au fost recepționate ca și lot de ajutare umanitară, indiferent de care stat, ele la fel au fost cu certificate de calitate, au fost însoțite de actele corespunzătoare și distribuite deja instituțiilor medicale. Asta deja ar fi fost critic, dacă, cum menționați dumneavoastră, să fie recepționat ceva din echipamente cu termenul expirat sau care nu pot fi utilizați. S-au lansat astfel de știri de asta, astfel de zvonuri în Chișinău. Bun, ce vă spune premierul acolo între patru ochi? Pică guvernul Chicu sau nu pică guvernul Chicu? Vreau să vă zic că eu practic nu reușesc ca să coordonez momentele politice cu premierul. Eu sunt bucuroasă să am posibilitate și am această oportunitate de a coordona aspectele care țin de sănătate, de protecție socială, de muncă și despre aceasta vorbesc toate cele proiecte pe care le promovăm. Politicul face politică, noi facem politici. Politici în sănătate, politici în protecție socială. Și o ultimă întrebare despre politică, pentru că nu pot, trebuie să pun și astfel de întrebări. Vin alegerile prezidențiale. Noi știm cu certitudine că va candida Igor Dodon, Maia Sandu, Andrei Năstase, Dorin Tirtoacă, Renato Usatăi, Octavian Țicu, Vladimir Voronin se gândește. Dumneavoastră, aveți pe cine alege din cei pe care i-am spus și dacă da, de ce anume Maia Sandu? Haideți inițial să se înregistreze candidații. Lucrurile evoluează foarte interesant din toate punctele de vedere și în condițiile respective, când vom ajunge la momentul oportun, eu vă promit că îmi voi răspunde unii la această întrebare. Mulțumesc tare frumos pentru asta și în primul rând mulțumesc că ați fost anul la emisiune, doamna ministru, vă doresc mult succes în continuare și ne revedem neapărat aici în studio. Mulțumesc mult! Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra, să trăiți frumos și bine. A, da, și urmăriți după emisiunea noastră imediat acum meciul final a Cupei Moldovei, ediția 2019-2020, dintre Sfântul Gheorghe și Petru Cub. Să vă văd mândri, doamnelor și domnilor.